revenit cu numărul 7. Acesta conține foarte multe piese. Va fi distractiv de montat. În primul și în primul rând punem piesele acestea deoparte și ca prin plan vom monta bușonul acesta micuț, negru, care se montează în partea aceasta a motorului. Haideți să dau și un focus. Și se montează cu șuruburi HM, din care știm bine avem o groază. Cel puțin eu, înainte să mă apuc să ansamblez, am luat toate șuruburile și le-am soptat fiecare într-o singură pungă. Avem nevoie și de un șurub EPE, care este unul foarte, foarte mic. Și când spun mic, mă refer chiar la minuscul. Deci cam atâta este. Și avem nevoie de el pentru acest hook sau click sau ce vrea să fie. Și îl vom monta pe piesa aceasta pe carburator, sunt două, deci nu se pot confunda, unul este complet găurit, unul are doar suportul pentru hook și acesta din nou se poate monta doar într-o singură direcție. Având în vedere faptul că o parte este plat și cealaltă parte nu, noi vom monta căligul în direcția aceasta, sper că se vede. Am să încerc să îl mențin cu degetul arătător și să pun șurubul acesta micuț la locul lui. Și anume acesta. Da, sper că se vede. Și voi strânge șurubelul EP, cam atât. Iar acum cu șuruburi AM vom prinde această piesă de blocul motor, de chiulasă. Avem nevoie de două șuruburi AM. În primul rând, piesa aceasta vine montată pe poziția asta. Aici? Nu. Vine montată pe partea aceasta. Îmi cer scuze. Deci, ca norocul, nu se pot confunda, nu se poate monta altfel piesa, doar în direcția lui. Așa că vom lua un șurub AM. Perfect, este strâns. În continuare avem nevoie de țeava lungă, cred, de furtunașul lung, care este E. Da, avem două furtunașe, unul lung și unul mai scurt. Și acesta lung îl vom monta pe piesa aceasta. În această direcție, iar furtunașele se vor monta în găurile acestea din lateral. Sper că e destul de clar. Adăugăm cele două căpăcele, bușonul flotor și vom folosi șuruburi FP, două bucăți. Acestea sunt. Vom lua primul carburator, atenție la direcția de montaj, și acesta se poate monta doar într-o singură direcție. Și vom folosi un șurub FP.
În continuare vom adăuga pe piesa aceasta mică, vom adăuga furtunul. Sper că se vede ce fac. Ok, deci avem furtunul adăugat pe piesa aceasta mică. Iar piesa aceasta mică vine montat în carburator. Sper că nu trebuie să se învârtă în direcție în halul ăsta, așa că eu l-am fixat acum cu șurubelnița. Și trecem la montajul acestor piese. În primul rând vom folosi, haideți să identificăm piesele, 7M și 7L. 7L este piesa aceasta cu o tesitură mai slabă și M este piesa cealaltă, care este dreaptă, care are forma aceasta. Așa că prima dată folosim 7M, piesa aceasta, o vom introduce în direcția asta. Pe urmă adăugăm cealaltă piesă, invers, cu tesitura spre exterior. Aceasta este forma ei. Și cu un șurub FP, care avem la îndemână, îl fixăm în capul șurubelniței și montăm paleta de ventilator cu palele spre interior. Nu strâng șurubul, să las puțin joc. Și în continuare montăm prima dată discul acesta. De fapt, montăm discurile astea două împreună prima dată și pe urmă îl montăm sub ventilator. Folosim în schimb acum șurub AM. Îl montăm cu AM și pe urmă strângem șuruburile. Perfect, mi-a picat țeava. De fapt, furtunașul l-am pus din nou. Și atât a fost montajul numărului 7, îmi cer scuze. Acesta este numărul 7 și trecem la montajul numărului 8.